Primăria Comunei Giroc aduce vești bune pentru comunitate. Încă un proiect de mare importanță urmează să fie implementat. Reprezentanții administrației locale anunță că proiectul Școala Verde a trecut cu succes de faza de analiză tehnică și în prezent așteaptă semnarea contractului de finanțare. Această inițiativă beneficiază de sprijin prin Programul Național de Redresare și Reziliență, sub componenta C15, marcând un pas important către un viitor ecologic și sustenabil pentru Comuna Giroc. Valoarea totală a proiectului este de peste 19 milioane de lei, din care mai bine de 17 milioane de lei reprezintă sumă nerambursabilă.